Din nou în direct și mergem în plan extern. Liderul conservator grec, Kyriakos Mitsotakis, va câștiga un nou mandat de prim-ministru și o nouă majoritate în Parlament după cea mai nouă rundă de alegeri, conform exit pollurilor. Kyriakos Mitsotakis l-a învins din nou pe rivalul său, Alexis Tsipras, șeful formațiunii Syriza de stânga după o victorie anterioară în mai. Partidul actualului premier a câștigat 158 de locuri din cele 300 din Parlament. Partidul Noua Democrație se apropie de 41% din voturi, în timp ce Syriza se luptă să ajungă la 18% cu 2 puncte procentuale mai puțin decât la ultimele alegeri din mai. Totuși atunci Mitsotakis nu a obținut o majoritate absolută și pentru că nu a vrut să guverneze într-o coaliție, a refuzat să înceapă negocieri, fapt ce a dus la aceste noi alegeri. Votul vine la 11 zile de la tragedia din Mediterana, în care au murit 500 de oameni, după ce un vas de migranți a naufragiat. Legislația electorală din Grecia prevede că partidul câștigător în runda a doua de alegeri primește un număr adițional de mandate, însă numărul exact va depinde de rezultatul final al alegerilor.